Și ea când a auzit s-a făcut neagră la față și era mai brunetă, s-a negrit la față și când a zbirat odată pe mine, nu ți rușine, simțitule Și eu am început cu niște apelative care azi nu să mai poart. Și atunci și uh, am spus, nu mi rușine, pentru că tot ce v-am spus vă argumentez cu Biblia, iar dumneavoastră nu aveți niciun argument. M-a ascultat odată, mi-a pus 10, 2 de 10 am avut și 8 în teză. Ea niciodată n-a pus 10 la nimeni. Dumnezeu a întors toate lucrurile în favoarea mea. Până la finalul anului am fost cel mai bun prieten al ei. Și, dar zice, care ar fi problema? Păi uite, nu putem pe puntea asta, apa e foarte uh, mare, nu putem trece cu utilajul, se rupe. Și au zis așa, deviez râul în altă parte și zice, anulăm puntea și să se treacă liniștit dintr-un loc în altul fără probleme, dar să nu te atingi de pomii care sunt în picioare. Așa mi au zis, ok. Și l-aș îmbrățișa. De acolo încolo, nu știu dacă mai am ceva să-i spun. Probabil că după aia ar fi un cuvânt. Mulțumesc că te-ai gândit și la un nenorocit ca mine, la un vaișa mar de capul lui, cum să zice în Arad. Te-ai gândit și la mine. Dar primul lucru asta, l-aș îmbrățișa, dacă aș putea, probabil că așa amunți, nici nu știu dacă sunt capabil să-i spun ceva, dar dacă pot să-i spun, i-aș zice, Doamne Iisuse, te iubesc și l-aș îmbrățișa, și apoi aș spune mulțumesc. Vă spunem bun venit la podcastul Pur și Simplu. Un podcast care, de data aceasta, îl are în prim plan pe invitatul nostru, Nisim Botezatul, pastor în Biserica Betlem din Arad, o biserică pe care a deschis-o cu ajutorul lui Dumnezeu, și ne va povesti cum l-a chemat Dumnezeu la această lucrare. Sunt foarte curios să vedem care este istoria acestei lucrări și cum Dumnezeu i-a vorbit. Frate Onisim, bine ai venit la podcastul Pur și Simplu. Bine v-am găsit, pur și simplu. <laughs> Frate Onisim, am ascultat podcastul pe care l-ai înregistrat împreună cu frații de la Eldad. Un podcast foarte frumos, și le recomand celor care ne urmăresc să asculte și acel podcast în care v-ați prezentat viața și cum Dumnezeu v-a chemat la slujire. Acolo ați prezentat foarte multe experiențe pe care le-ați avut cu Dumnezeu, încă din copilărie, din liceu. Mi-a rămas foarte puternic în minte experiența cu profesorul de geografie. Ateu i-ați predicat o, o oră, și după aceea ați ajuns să, să fiți. La inima lui. De ce mi-a rămas experiența asta? Că am avut o experiență cu profesor de geografie nu tocmai fericită, deși îmi plăcea mult geografia. Acum ați venit aici la pur și simplu și vrem să vă cunoaștem mai bine. Mai există ceva experiențe din liceu pe care nu le a spus și pe care le-ați avut cu Dumnezeu? Bun, găsit OTI, da. Și cum o zis. Mircea cel bătrân i-a zis la un moment dat lui Zid, eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să mă cunoști. Uh, e adevărat că sunt în privatul nostru și în trecutul nostru, sunt experiențe care pot fi povestite și sunt experiențe negative care în fond au avut o lecție pozitivă. Uh, este foarte adevărat, mi-aduc -am, mi aminte de o experiență cu doamna de fizică de data asta, care mi-era și dirigintă am înțeles că a murit, îmi pare rău pentru ea, că în cele din urmă am devenit prieteni. Dar cum ne-am împrietenit noi? Aveam ora de dirigenție, nu mai știm exact ce clasă eram, cred că a noua sau a zecea, oricum eram un puștan, 14-15 ani. Și tema era asta, pregătirea cumva pentru căsătorie, pentru viața de familie și lecția ei principală era... Uh, băiatul trebuie să fie pregătit pentru căsătorie, să aibă experiență și să știe toate lucrurile. Dar pentru fete nu, pentru că fetele sunt, ele sunt femei și eu ascultam cum le spune, e adevărat că colegii savurau cu nesat subiectul, pentru că întotdeauna tot ce este senzațional și tot ce ține de detalii sexuale au, fost, au avut atracție, doar că eu începeam deja să predic în biserică și mi s-a întărătat Duhul mine. Simțeam că trebuie să-mi intru în rol, doar că așteptam momentul. Și la un moment dat am așteptat, am lăsat-o să termine și am zis dintr-o dată, mi-am luat inima în dinți, în timpul ore, Doamna Dirigintă, dar știți că tot ce ziceți dumneavoastră acolo e demonic, e împotriva Bibliei și împotriva Cuvântului Lui Dumnezeu. Aveam o, o pasiune pentru asta așa cum o am, doar că e mai temperată. Și ea când a auzit s-a făcut neagră la față, și era mai brunetă, s-a negrit la față și când a zbirat odată pe mine, nu ți rușine, simțitule, Și eu am început cu niște apelative care azi nu să mai poartă. Și atunci și uh, am spus, nu mi rușine, pentru că tot ce v-am spus vă argumentez cu Biblia. Iar dumneavoastră nu aveți niciun argument. Ea a început o polemică cu mine, am lăsat-o mai mare, eu aveam Biblia la mine și m-a amenințat în toate felurile. S-a terminat ora. O să vezi tu că o să am eu grijă de tine. Vine ora următoare. Zice, ascult, bagă mâna în catalog, deschide catalogul la întâmplare. Doar că întâmplarea face ca a deschis la botezat. Botezatul la tablă! Doamna dirigintă, ne ascultați? Nu discut, nu negociez cu mine, la tablă! Doamna dirigintă, totdeauna ne-ați anunțat când ne-ați ascultat. N-am învățat. Nimic. Trei. Primul trei în viața mea. N-am fost premiant, nu, dar între premiant, n-am avut premiul întâi, dar între premiant am fost. Când am văzut treiul ăla în catalog, m-am dus acasă, mi-am pus tot felul de întrebări. Oare chiar trebuia eu să spun, Doamne, dar n-am putut eu să tac. A trecut timpul, vine ora următoare. Aveam lunea, matematică, matematică, fizică, fizică, chimie, chimie. Tot timpul am învățat sotoroarul pe de rost, că era o plictiseală să citesc pe foaie. Și vine iar, deschide iar catalogul. Ascult! Întâmplarea face că a deschis la botezat. Botezatul la tablă! Doamna dirigintă, colegii n-au nicio notă. Nici prin cap nu mi-a trecut că m-ați ascultat data trecută și acum iar mă ascultați. Eu sunt profesor, ce abuzul ăla de putere m-am dus la tablă, ei vin la tablă, dar n-am învățat nimic. Nimic! Trei! Al doilea trei. Când am primit al doilea trei, imaginează-ți că așa arată sfârșitul lumii, așa. Deci pur și simplu, nu, pur și simplu, că așa este și emisiunea, m-am descurajat, m-am dus acasă, m-am rugat, am postit. Și am zis, Doamne, dacă am intrat pentru tine în meciul ăsta, tu mă scoți. E treaba ta cum mă scoți, dar nu mă lăsați să fiu dezamăgit. Mă duc la școală și se termină ora, îi zic, doamna dirigintă, vreau să vorbim. Și ea la mine cumva că vreau să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar cu tupeu. Dar mi-a dat domnul îndrăzneală, cred că în urma postului. Și pleacă colegii afară și am zis, ce faceți cu mine? Păi mă, o mă, să vedea cum am o și pe ea conștiința. Păi mă, o mă, dar uite, în plină clasă, doamna dirigentă, în plină clasă, ați promovat păcatul, în plină clasă a trebuit să vă, să vă contrazic și am Biblia la mine, vă pot argumenta, este porunca din decalog să nu prea curvești, iar dumneavoastră îi îndemnați pe tineri să prea curvească. Cum să facem? Am zis, uitați cum să facem. Săptămâna viitoare le dați test și eu lipsesc. Eu lipsesc de la școală și le dați test lor ca să aibă și eu o notă. Mă, ce faci tu cu mine? Nu eu. Dumneavoastră v-ați grăbit și știți foarte bine că eu învăț. Niciodată n-am venit nepregătit. Am lipsit de la școală, le-a dat test, au avut toți câte o notă și după aceea, când au avut și ei două note, am zis, acum mă ascultați. Din lecțiile astea, am învățat eu lecțiile, M-a ascultat odată, mi-a pus 10, 2 de 10 am avut și 8 în teză. Ea niciodată n-a pus 10 la nimeni. Dumnezeu a întors toate lucrurile în favoarea mea până la finalul anului. Am fost cel mai bun prieten al ei. M-am lungit un pic cu experiența asta, dar e extraordinară. Este extraordinară că am văzut că Dumnezeu mi-a luat apărarea, când eu i-am luat apărarea cuvântului, Dumnezeu mi-a luat apărarea. Ce frumoasă experiență! Da. Mulțumim frumos! Dacă ar fi să te descrii pe scurt, ești un om, deja te-am cunoscut ca un om plin de îndrăzneală, care iubești pe Dumnezeu și pentru Cuvântul lui și ceea ce scrie Cuvântul lui, ești gata să te ridici și să aperi Evanghelia. Dar pe lângă ceea ce ne-ai spus deja despre tine, ce ai putea să ne mai spui ca să te cunoaște mai bine? E un trend acum a al al supraevaluării de sine. Și sunt foarte moderat când vine vorba de autocaracterizare, inclusiv în podcast, inclusiv la învon. Sunt foarte moderat. Știi cum aș descrie pe mine? Și nu e uh, renegare de sine, nu, ci pur și simplu uh, un rob netrebnic uh, pe care Hristos l-a învrednicit să-i fie slujitor, să-i slujească turma. Și mă lupt în fiecare zi să fiu, să fiu fidel virtuților, să fiu fidel cuvântului lui Dumnezeu și să-i slujesc lui cu devotament. Țin foarte mult la principii, deci pentru principii sunt gata să, să mă iau de piept cu oricine în argumente, nu fizic, n-am fost împotriva oricărei forme de violență. Țin foarte mult la rigorile Bibliei, la exigențele divine. E una dintre problemele noastre, ale slujitorilor altarului. Am pedalat mult pe harul lui Dumnezeu și pe indulgența lui Dumnezeu și nu mai predicăm exigențele divine. Dumnezeu este exigent și prietenii mă știu. Mă știu că nu se poate cu compromis și cu lucruri combinate și cu sute albă trebuie să fie serioasă discuția, trebuie să fie cinstită, onorabilă și cu demnitate. Deci cam asta ar fi cuvântul care mă caracterizează, demnitatea. Mă lupt pentru ea și îmi dau tot interesul cât ține de mine să fiu demn. Să pot sta să-l privesc pe om în ochi, să pot sta de vorbă de cu el oricând și să nu mi se umple fața de rușine. Ce îți place să faci atunci când nu te vede nimeni? Uh, uite că întâmplarea face că am venit Am văzut aici că aveți niște cărți foarte frumoase și am zis că o să vă dau și eu ce am avut la mine. Uh, îmi place să gândesc. Deci pentru mine mă înțeleg foarte bine cu mine însumi. Asta este una dintre marele probleme pe care le-am întâlnit și la slujitori. Uh, le este teamă de ei înșiși. Oameni care nu știu să petreacă timp cu ei și cu Dumnezeu. Ador scrisul, iubesc să studiez, sunt autodidact, studiez foarte mult și scriu foarte mult. Prin harul lui Dumnezeu am peste 15.000 de pagini scrise, cele mai multe de mână. Eu pixurile le cumpăr cu baxul și să termină repede. Deci ador să petrec timp studiind, și teologie și beletristică, citesc poezie, iubesc poezia și asta fac când nu mă vede nimeni și mai fac un lucru când nu mă vede nimeni, plâng. Dacă vei urmări predicile mele, eu nu, pre nu plâng la predică, este unul dintre, poate fi un lips, o lipsă, care în slujire, recuperez un pic prin ironia inteligentă, ca să pot să mă fac plăcut oamenilor, dar nu calculat, ci pur și simplu Dumnezeu mi-a dat o dinamică, așa, să fiu plăcut. Dar când nu mă vede nimeni, atunci plâng, mă rog, petrec timp cu Domnul și aș petrece oricând, și în mod special noaptea. Noaptea e prietenul meu cel mai bun. Sunt convins că ai prieteni și în timpul... Liber, nu numai, petreci timp și cu prietenii. Cum ți-ai ales prietenii? Și dacă ai un prieten cel mai bun, ce te-a făcut să îl consideri cel mai bun prieten? Treaba cu prietenii e foarte discutabilă. Nu știu dacă zice Solomon, cine își face mulți prietenii face spre nenorocirea lui. Uh, nu pot să zic că am prieteni foarte intim. Cel mai bun prieten al meu este familia mea. Soția este cel mai de încredere prieten al meu, cel mai mare critic. Deci nu mă iartă deloc. Femeia asta și-a propus cu orice chip să fiu desăvârșit. Și nu să lasă de lucru ăsta și o ador pentru asta. Ea este cel mai bun prieten al meu. Uh, tata este un foarte bun prieten al meu. Eu cu tata avem o relație specială uh, și așa prieteni intim nu prea, nu prea reușesc. Ca să fie un om prietenul meu trebuie să fie, în, mod, în, în, în primul rând, să fie sincer. Să fie un om care îl iubește pe Dumnezeu și am prieteni, că am prieteni în toată țara asta, dar până la limita aia de intimitate nu pot să... Și până la limita aia am prieteni, toți oamenii care gândesc dintre cunoscuții mei și care sunt serioși și necompromiși și care sunt cinstiți și sinceri, pot să, pot să se numere printre prietenii mei. Cam asta este ideea. Sinceritatea, probitatea, onestitatea sunt lucruri pe care le promovez în fiecare zi, le cultiv prin slujirea mea și le pretind de la un om care vrea să fie prietenul meu. Cum îți dai seama că un om este sincer cu tine și nu caută altceva din relația pe care o poate avea cu tine. Imediat îți dai seama, uite și tu știi. Uh, există limbajul non nonverbal, există uh, un centru de interes al fiecărei relații și imediat îți dai seama. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că de. 15 ani de zile de când mi-am dat seama cât de important este darul deosebirii duhurilor și darul de cunoștință, mă rog zilnic pentru el. Și prin darul de cunoștință Dumnezeu îți descoperă lucruri pe care n-ai cum să le vezi, poți să studiezi toată psihologia de pe pământul ăsta, nu ai cum. Și inclusiv în biserică, în slujire, când un proroc începe să prorocească, în secunda 1 începe să prorocească, în secunda maxim 5 îmi dau seama dacă este prorocul Domnului sau e un ipocrit. Imediat avem nevoie de darul de cunoștință și Dumnezeu până acum nu m-a dezamăgit și sunt convins că nu mă dezamăgește nici în continuare. El n-a dezamăgit pe nimeni niciodată. Noi suntem experți în a dezamăgi și a întoarce spatele. Deci prin darul de cunoștință, fără coordonata călăuzirea Duhului Sfânt, putem fi trădați, putem fi înșelați. Spuneai că cel mai bun prieten al tău, soția, Ești și cel mai bun critic. Da. Sunt curios cum reacționezi când ești criticat. De soție, îmi dau seama că ești convins că ea totdeauna te critică cu scopul de a deveni mai bun, de Dar când ești criticat de oameni din jurul tău, probabil unii n-au cea mai bună intenție. Îți lasă comentarii jignitoare sau mesaje. Cum reacționezi când oamenii te critică? Constructiv sau distructiv? Sunt om. Și în fiecare dintre noi avem spasme de recidivă ale firii pământești. Majoritatea dintre noi le avem, ale omului vechi. Iar eu, până să mă pocăiesc, eu n-am fost pocăit. După ce m-am pocăit prima dată, am crezut că asta e tot. Dar mi-am dat seama că trebuie să mă pocăiesc în fiecare zi. Și am fost un om care, cum să spun, și-a făcut dreptate și nu i-a suflat nimeni în borș, cum se zice la noi în Moldova. Uh, nu m-am nu simțit niciodată în viața mea oprimat, nu m-am simțit niciodată în viața mea uh, să zic dominat de cineva și nu știu cum se traduce sentimentul de frică. Niciodată. Eu pot să mă duc în cimitir, în cel mai groaznic cimitir de care și să-mi pun frumos o piatră căpătâi ca Iacov și să dorm liniștit până dimineața. Nu știu ce este aia frică. În pădure pot să mă lași pot să mă las oriunde. Am crescut în pădure, am trăit în pădure, am păscut vacile toată viața mea, deci nu am uh, nici, nici cel mai mic uh, stres în privința, în privința asta. No, am deviat un pic, m-am luat în detalii și care era întrebarea? <laughs> critica, cum e cu critica? Da, cu critica. Deci anume, asta anume, psihologic, nu, reacționez din ce în ce mai bine. Dar cunoscuții mei știu că nu întotdeauna e ok. E ceva în noi care trezește repulsie. De aceea am discutat cu consilierii mei. La Betlem Dumnezeu mi-a dat niște consilieri extraordinari. Și atunci am lucrat la ei la modul în care îmi spun. E foarte important cum îl confrunți pe un om care îl vezi că e bine intenționat, îl vezi că îi curat, că e cinstit, că e onest în principii, în valori. Și atunci când greșește, trebuie să fii foarte atent. Pentru că un om perfecționist e foarte dărâmat când vine vorba de critică. Și tot mai bine reacționez. La început Aveam așa, dar pe măsură ce îmbătrânesc, văd că și soția îmi spune: Am devenit un pic imun, le analizez mai bine și îmi dau seama că au dreptate și încerc să mă schimb. A fost un moment în care a reacționat așa impulsiv și să-ți pară rău, după aia să încerci cumva să o întors, să o schimbi. Uh cred că au fost cel puțin un milion de momente. Deci, din natură, eu sunt un pic mai coleric o sangvinic. Adică, de exemplu, dacă lucrez, toată lumea mă întreabă, te-am supărat cu ceva? Nu, doar că lucrez. Deci dacă lucrez, lucrez. La mine nu. Frate, dar stai să mai povestim. Nu, aici suntem la lucru, nu la povești. Deci când vine vorba de, de lucrurile astea și atunci este adevărat că nu întotdeauna am reacționat cum trebuie. Deci un om care lucrează, un om care face bine și care e un pic perfecționist și se luptă să fie bine și îi spui că a greșit, nu e comod deloc. Aici e lupta noastră și aici este abilitatea prin educație, prin rugăciune, prin maturizare teologică și spirituală, se poate să, să ne șlefuim. Și acum am o întrebare de perspectivă, de viitor. Când îl vei vedea pentru prima oară pe Isus, cum spune cuvântul Domnului, ochiul meu îl va vedea și nu al altuia. Iov mi se pare că spune da. asta. Când ochiul tău îl va vedea pe Iisus pentru prima dată în trupul lui slăvit, care ar fi primele cuvinte pe care ar vrea să îi le adresezi lui Iisus? Eu sunt un romantic declarat. Am trei volume de poezie scris, aici chiar am unul dintre ele. Ne spui imediat că gândește-te da, gândește cum l-aș întâmpina pe Iisus dacă am pus titlul Arip de iubire. Mai am o carte care merge pe unul Corinteni, uh, Reperele iubirii, care e recomandată pentru căsătorie, pentru familii. Mai am încă una, Altarul iubirii, pentru tinerii necăsătorii, până în 20 de ani aproximativ. Primul lucru i-aș spune, Doamne Isuse, te iubesc. Și l-aș îmbrățișa. De acolo încolo, nu știu dacă mai am ceva să-i spun. Probabil că după aia ar fi un cuvânt mulțumesc că te-ai gândit și la un nenorocit ca mine, la un vaișa de capul lui, cum să zice, în Arad, te-ai gândit și la mine. Dar primul lucru asta, l-aș îmbrățișa. Dacă aș putea, probabil că aș amunți, nici nu știu dacă sunt capabil să-i spun ceva, dar dacă pot să-i spun, i-aș zice, Doamne Isuse, te iubesc și l-aș îmbrățișa și apoi aș spune mulțumesc. De aici încolo, vrei să spun un lucru, unii m-au criticat pentru asta și au spus că e prea radical. Nici măcar la răsplătire nu mă gândesc când slujesc. Adică eu deja sunt în urmă, e suficient ce a făcut Hristos pentru mine, tot timpul sunt în urmă, eu nu mai aștept nimic de la Dumnezeu, e suficient ce a făcut și cea mai mare răsplată pentru mine este să fiu un cer cu Iisus Hristos că unul va împărăți cinci cetăți, altul 10 cetăți. Nici nu înțeleg exact la ce se referă acolo și nici nu-mi bat capul. Am atât de mult de lucru, am atât de multe suflete de salvat de pe marginea gropii, am atât de multă slujire de făcut că n-am timp să mă gândesc la mine și la, uh, la veșnicie și la răsplăti. Atât. Ea și spune că iubesc. A treia oară deja am zis. Frate uh, ești din Moldova. Da. Ai povestit deja la Eldad cum ai ajuns din Moldova, în Arad, să studiezi teologia. Dumnezeu ți-a vorbit, te-a călăuzit și ai ajuns acolo. Din ce am înțeles, ai slujit o perioadă în biserica din Micalaca, da. ca lider de tineret. Cum a fost experiența ta de acolo? Uh, excepțională, nu am meritat-o. Am fost prea mic pentru o lucrare atât de mare, pentru o biserică atât de mare, dar dacă ar fi să fiu onest și să nu, cum să spun, să nu ridic o lucrare mai mult decât e, m-am dus lider de tineret la biserica Micalaca de pe postul deja de lider județean de tineret. Uh -huh. Pe care prin harul lui Dumnezeu încă sunt, urmează să avem o ședință să desemnăm un alt lider de tineret, nu că nu mă mai simt tânăr, dar, dacă frații de la conducerea cultului au hotărât să mă desemneze pentru Departamentul Național de Tineret al Cultului Pentecostal, suntem 12 păstori, printre care sunt colegi și cu Gerasim. Am dat și gradul 2 cu el și abia aștept în seara asta apreciez că și-a schimbat planul să se întâlnească cu mine, dar nu că să se întâlnească el cu mine, apreciez că am harul să mă întâlnesc cu el. Îl el apreciez foarte mult și iubesc pe Gherasim. Deci de pe punctul ăsta de lider județean de tineret am slujit, iar de acolo am început lucrarea viziunea Betleem. Cum ai ajuns lider județean de tineret? Înainte să fii lider de tineret în vreo biserică sau ai fost la am altă am fost, biserică? Am fost la altă biserică, într-o biserică micuță din Covăsânț. Am avut opt tineri, cu ei am început, între care era și soția mea, dar era micuț atunci, avea 15 ani, uh, nici nu m-am gândit eu până la 18 ani, 17 ani jumate avea când uh, m-am gândit că ar fi potrivită pentru mine. Deci, acolo am slujit într-o bisericuță mică și am început cu satul următor, satul următor, mai multe sate, deja eram 10 biserici și atunci următoarele și mai multe și am dezvoltat o viziune, urmează să o prezint și mai departe. Fratele Victor Câmpian mi-a uh, propus, dânsul este uh, responsabilul de departament de tineret și a luat o amploare extraordinară. Lucrarea de tineret din Arad merge extraordinar de bine. Despre asta am putea vorbi mult timp pentru că aici am investit foarte mult în ultimii 10 ani de zile. Sunt 8 zone, fiecare zonă are un lider județean cu o echipă, o lider zonal cu o echipă, pentru că sunt foarte mulți tineri și nu mai puteam să-i adunăm la un loc n-aveam cum. Pe fiecare zonă se adună 500, 600 de tineri, 400 de tineri. Deci județul Arad este deosebit. Deci eu vin din Bacău, dar uh, cel mai mare har pe care Dumnezeu mi l-a făcut e să viu în Arad, să vin în Arad. Acolo e par parcă inima pentecostalismului românesc. Da. Acolo a și început, fratele da. Leagănul pentecostalismului, acolo s-a născut. Așa. Uh, și Dumnezeu te-a chemat din uh, Micalaca, să deschizi o biserică nouă în Arad. Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Ce te-a făcut să deschizi o biserică nouă în Arad, unde sunt biserici, cred că, de toate nuanțele, de toate direcțiile, acolo e și Eclesia, acolo e și Harvest, acolo e și Betel, uh, Betania, sunt multe, n-ar rost <laughs> să le enumeră da. pe toate bisericile, sunt foarte multe cu... Uh, o grămadă de, de specificuri, biserici foarte bune, de altfel. Da. A zis uh, un cetățean, l-a întrebat pe un evreu. Și-a zis, bă, de ce voi, evrei uh, sunteți șefii lumii? Și-a zis, uh, răspunde la o întrebare, strict evresc, îi răspund printr-o întrebare. Și-a zis așa, dacă într-un oraș, într-un cartier, ai patru șaurmerii și în alt cartier nu ai niciuna. Tu unde deschizi șaurmeria? Păi zice, normal, după regulile elementare ale competiției în afaceri, în cartier în care nu este. Ai văzut? Asta e diferența între un evreu și un oricare om de pe pământ. O zis, eu aș măsura 50 de metri de la una dintre ele și aș deschide acolo unde sunt patru. Că dacă supraviețuiesc patru, supraviețuiește și a cincea. Dar dacă nu este niciuna în cartierul ăla, înseamnă că nu se cere. Deci e o chestie de psihologie inversă. De ce în Arad încă o biserică, pe lângă faptul că suntem în cel mai mare cartier din Arad? Ca întindere a fost cândva Comuna Gai. Are 10.000 de locuitori, e cea mai dezvoltată zonă industrială, zona industrială 1 din Arad, spre Oradea și e un cartier de oameni bogați, 10.000 de locuitori și nu sunt blocuri, deci scase, e foarte mare întinderea, sunt două cartiere, Gai și Portu Poltura și Dumnezeu ne-a vorbit. Deci Dumnezeu ne-a vorbit în Arad, de ce atâtea biserici în Arad Arădenii niște oameni deosebiți. Noi suntem aici în în Maramureș și Maramureșul se știe că sunt oameni deosebiți, Ardealul are ceva, nu știu ce, un har cu o mică măsură mai mare, începând de aici, de la Nord-Vest, de la Maramureș în jos, până la Sibiu, Brașov. Are ceva în plus, economic, spiritual, influențele ă, Austro-Ungariei, bisericile reformate. Este ceva deosebit. Și în felul ăsta funcționăm și noi în Arad. Și mă întrebai, cum? Ca asta era ideea e adevărat cu altă echipă de frați au primit viziunea Manu Negrea Vali ei au fost câțiva eu cu Codrină Mihuța cu Florin Gligor la început care am fost ne-am am început dar ei ne-au propus le-am propus lui Manu, toți păstorii care i-am cunoscut eu din județ mă dar tu nu înțelegi cu tine vrem mă dar eu nu pot eu eram deja în Gheoră, cu o altă biserică, începută de la zero, și așa am început. Dumnezeu mi-a vorbit personal într-o vedenie de noapte. Cu punct și virgulă. Tot ce avem de făcut, cine, ce oameni vor veni la noi, cum să ne comportăm cu ei, tot. Ne poți spune cum a fost vedenia da. asta? Numai că s-ar putea să, să te afecteze emoțional. <laughs> nu. Deci, fratele meu Ardelean fiind președinte al cultului și Manu Negrea cu familia Balac de cântăreți care sunt între responsabilii de cântare, care au venit din biserica fratelui Moise Ardelean. Trei familii, Codrin cu familia de la Micălaca, eu de la Gheoroc, deci cam ăștia am fost, 5-6 familii. Și uh, eu m-am rugat mult, până nu mi-a vorbit Dumnezeu personal, n-am început. Doi ani de zile i-am amânat pe frați, au încercat și cu alți frați, nu s-a putut, și după doi ani de zile Dumnezeu mi-a vorbit. Eram uh, într-o pădure, uh, în contextul ăsta, deci mă rugasem, luasem foarte multe zile de post, deci multe zile de post. Eu sunt foarte precaut și am colaborat mult cu Dumnezeu. Și după o uh, mai multe zile de post a venit. Uh, în, și visez pădurea asta, deci o vedenie de noapte, avea o vale destul de adâncă și era o punte din aia să treacă dintr-un loc în altul și era o apă foarte rapidă da? și atunci dincolo erau foarte mulți pomi trântiți la pământ și noi aici aveam un atelier de prelucrare a lemnului și era totul pregătit, dar nu aveam materia primă și am zis ce facem? Și atunci am zis, Doamne, știam că e lucrare spirituală, ce e de făcut? Și am avut uh, utilaje de tras uh, uh, lemnul și încercam pe puntea aia să mergem în pădurea aia și să aducem lemnul ăla trântit la pământ. Și nu puteam, tot așa să înclina, pentru că era o presiune foarte mare spirituală când să începem. E o întreagă poveste, ai descris o carte. Și atunci, dintr-o dată apare un domn foarte elegant îmbrăcat și zice, ce -i cu voi aici? Ce vreți să faceți? Domnule, uitați, am investit foarte mult, ne-am rugat, avem atelierul ăsta, dar nu avem materie primă. Și am zis, eu grămadă, sunt o grămadă de lemne acolo, trântite la pământ, care putrezesc. Putrezesc și nu se face, nu le-am putea da o întrebuințare ca o ultimă șansă. Și a zis domnul ăsta: Păi nu sunt eu stăpânul pădurii. Și, dar zice, care ar fi problema? Păi uite, nu putem pe puntea asta, apa e foarte uh, uh, mare, nu putem trece cu utilajul, se rupe. Și o zis așa, deviez râul în altă parte și zice, anulăm puntea și să se treacă liniștit dintr-un loc în altul fără probleme, dar să nu te atingi de pomii care sunt în picioare. Așa mi au zis. Ok. Și când am povestit la comunitate fratelui președinte, fratelui Moise Ardelean, care niciodată nu a zis că nu-i de acord, doar că a avut precauția corespunzătoare unui președinte de cult. Și a zis, și tu ce care înțelegi că este interpretarea? Am zis, atelierul ăla de prelucrarea lemnului este viziunea Betleem. Pădurea asta este orașul acesta de unde Dumnezeu are de salvat suflete care nu mai vin la biserică oricum de ani de zile. Iar persoana aceea elegantă care s-a ridicat, sunteți dumneavoastră. În pixul dumneavoastră stă decizia de a deschide biserică. Așa au făcut fratele Moise. Eu zic, mă, Duțu, că eram cu fratele Duțu, mergea. ce zici? Și atunci, păi zice fratele Duțu, eu cred din toată inima că vine de la Dumnezeu lucrarea. Și în momentul ăla, fratele uh, Moise, uh, deja s-a schimbat și a început procedurile de autorizare și ne-a autorizat uh, rapid, deci proiectul Betleem este un proiect pentru cei trântiți la pământ și în mod special pentru familiile cu probleme de reabilitare, un centru de reabilitare, o ultimă șansă unor oameni cărora nimeni nu le mai dădea nicio șansă. Foarte multe familii au fost reabilitate și încă mai avem pe rol multe familii. Investim foarte mult în consiliere spirituală, avem echipă de rugăciune, slujitori, mulți au fost eliberați de tutun, de alcool, de droguri, mai avem pe rol cazuri. Pe linia asta suntem axați. Și dacă vor să vină frați din alte biserici la voi la biserică, cum înțelegeți? Procedura este foarte rigidă. Uh, nici nu știu dacă mai știi vreo biserică care să aibă procedura asta. Noi la evangelizare la cort anunțam. Dragilor, dacă vă știți că sunteți persoane conflictuale, nu veniți la noi la biserică, nu vă primim. Nu avem nevoie de probleme. Veniți numai dacă vă vorbește Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nu ne trimite oameni cu probleme de la alte biserici. Și când vin, prima întrebare, de ce ai venit la noi? Vrei să vii la noi la biserică? Păi sunt certat cu pastorul, mulțumesc, nu vă încadrați, vă duceți, vă împăcați și vă pocăiți. Și. Vin oameni care au spus așa, Dumnezeu mi-a vorbit noaptea și mi-a arătat biserica în vis, nu știam de existența ei, și mi-a vorbit să vin aici. Vin oameni care spun, când ajungem în parcarea bisericii să simte prezența lui Dumnezeu, oameni cărora Dumnezeu le vorbește, ok, dacă ți-a vorbit Dumnezeu, care e lucrarea pe care o ai de făcut? Păi uite, pe linia asta de ajutorare, de a avea mai multe departamente, ok, și are un timp de uh, așteptare și apoi îl primim ca membru. Dar. Uh, avem o uh, regulă rigidă. Nu primim pe oricine. De cât timp îi deschisă biserica? De patru ani de zile. În patru ani de zile s-au botezat 80 de oameni, cei mai mulți din lume, cei mai mulți dintre ei. Am început cinci familii și cu ajutorul Domnului am depășit 200 de membri majori pe listă, vreo 60-70 de copii și vreo 40-50-30 de aparținători care vin regulat la biserică. Nu mai încăpem, nu mai avem. Nici în parcare, nici în biserică. Ținem copiii sequestrați prin camere pe sus, că nu mai au loc în biserică. Da, suntem yes. în construcție cu biserica, ne ajută Dumnezeu să o terminăm. Și un... ne poți povesti un pic care este viziunea bisericii? Cum sunteți organizați? Spuneai de departament. Există departament de rugăciune, o echipă care se roagă. Da. Să înțeleg că aveți o echipă care se roagă da, zilnic zilnic. Deci avem o echipă de oameni serioși care se roagă în fiecare zi pentru noi. Și acum când noi suntem aici, ei se roagă pentru noi. Și viziunea bisericii noastre este diferită puțin de conducerea clasică. Păstorul, dacă el e în sală, el trebuie să conducă. Cine a zis asta? Și atunci el de lângă noi când cresc? De doi ani de zile am fost ordinat pastor. deja avem cinci diaconi ordinați, urmează dintre ei să fie ordinați prezbiteri cei mai vechi și în maxim patru ani de zile va trebui să avem cel puțin unul sau doi pastori asistenți. Pentru că multiplicarea lucrării înseamnă multiplicarea slujitorilor. Și atunci viziunea noastră, cel puțin ca bord de conducere, este de leadership, conducere în echipă. Fiecare membru din Consiliu, avem Consiliul Bisericii, Consiliul Spiritual, 10 bărbați, cei mai mulți dintre ei cu facultate de teologie terminată, cred că șapte dintre noi, cu masterat în teologie, ni-a dat Dumnezeu. Nu ne-a neapărat că a fost ăsta un criteriu, că doar nu suntem noi buricul Pământului să pretindem nu știu ce cv viu. Dumnezeu ni-a dat. Au venit la noi și fiecare membru din Consiliu are. Partea lui, de credit, de autoritate, conduce programe, toți conducem programe, cei care sunt pentru lucrarea asta, predicăm egal, eu numai de două ori pe lună predic și conduc două programe, o miercuri și o duminică. Trei duminici și trei miercuri sunt alți frați, diaconi, care conduc programele. În echipă, totul facem numai în echipă. De exemplu, acum cu lucrarea de construcție a bisericii, înainte să începem, ne-am rugat și am delegat comitet de construcție. Trei bărbați, Manu, Codrin și Vali, Bala, ei în mod special, cu alți doi frați, unui arhitect, unui inginer, care, unii pe structură, unui pe partea de uh, proiectare, și uh, ei se ocupă de partea de construcție. Eu mă ocup de pastorație, de biserică. Ce să caute pastorul pe șantiere și să dea el directive? Nu are voie. Că rămâne biserica neslujită. De-aia când se mută într-o biserică nouă, îi biserica vraiește. Că ani de zile, pe timpul șantierului, pastorul. A abdicat de la slujba lui de pastorație și s-a ocupat de lucruri administrative. Avem oameni capabili în biserică, de 100 de ori mai capabili decât noi bărba, păstorii. De 100 de ori. Și asta este viziunea noastră. Ești capabil în domeniul ăsta? fă lucrarea, ai toată libertatea din partea mea ca pastor coordonator. Foarte frumoasă viziunea. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrarea pe care ați început-o și să vă dea har în continuare. Mulțumesc. Ne poți spune o experiență din uh, slujire, ceva care te-a impresionat în anii ăștia de slujire, dacă vrei, de când ați deschis Biserica Bet Betlem și nu numai, care te-a întărit și te-a... Cât timp mai avem ca să știu cum mă lungesc sau cum mai mă scurtez? Avem. Auzi aici. Uh, anul trecut, la 24 februarie, când Putin a intrat în Ucraina... Noi am început construcția bisericii, aveam fundația turnată. Aveam 1000 de euro în biserică. Atât. Și m-am ridicat în biserică și am spus, fraților, de Rusalii vrem să ne mutăm în biserica nouă. Nu pun nicio povară pe voi, nu este nimeni să dea, obligat să dea zecială, dă numai cine vrea. Și vă rog să vă rugați pentru mine, în mod special, și ne mutăm de Rusalii în biserică. Asta însemna 100 de zile. 100 de zile calendaristice, dar am lucrat 52 de zile. Anul trecut am fost mai mult în salopetă decât în, în așa, că așa a fost situația, decât în costum. Zilnic eram pe șantier. Deci aproape, no, 50 de zile în, în salopetă. Și în derusale, a doua zi de Rusale am avut inaugurare, Fără niciun sponsor, fără niciun om de afaceri în biserică. Cum nu știu să explic. Una dintre modalități a fost asta. Astea sunt trei dintre cărțile pe care Domnul m-a rânduit să le scriu, m-a hăruit să le scriu și unde m-am dus în perioada asta, m-am dus cu niște cărți la mine. Eu m-am dat cu totul Domnului, toate drepturile de autor le-am donat lui Isus Hristos. Când s-a terminat slujba, am zis, dragilor, aveți niște cărți acolo, vi le fac cadou și dumneavoastră faceți o donație pentru biserică. Și nu pot să zic în cifre cât s-a donat ca să nu uh, apuce invidia pe cineva, dar atât cât să construim o biserică în 52 de zile să ne mutăm în ea la cheie, la climă, deci la cheie, la lux. Și la, în asta de Rusali, iar la 31 decembrie ne-am apucat de biserica din Arad, care în, la, de Crăciun era acoperită. Stai să în același an, a făcut o biserică în Arad. În Ghioroc, unde locuiesc eu, la 20 de kilometri de Arad. Am terminat, -o, am inaugurat -o și gata. Deci eu stau în șantier, eu știu să eu pierd vremea cu șantierele, rapid construcția și investim în biserică. Eu sunt <laughs> foarte pragmatic. <laughs> da. Și acum ați început construcția de la Nu, am început a, tot. De... Cum ați da, pe... deja suntem spuse geamurile, dar până aici a fost mai greu. Acum e și mai greu de aici. <laughs> mai avem nevoie de foarte multe finanțe, uh, am băgat foarte mulți bani, Nu avem niciun om de afaceri în biserică, nici la Arad, doar principiul zeciului, care nu e obligatoriu. Și până acum foarte puțin bani am primit din exterior, în rest cu fonduri proprii. Același procedeu cu cărțile, pe de o parte, și pe de altă parte cu uh, fondurile bisericii. Uh, pentru că tu îți spuneai de cărți. Ne poți prezenta... Cele trei cărți pe care le-ai adus aici, știu că nu sunt numai astea, 12 cărți pare mi se că ai scris, așa -i? Uh, Da, 12 plus un manual școlar, manualul de clasa a treia de religie penticostală, împreună cu alți doi colegi. Cărțile astea pe care le-ai adus, ni le poți prezenta uh, să... Atâta le iubesc, Coti. astea-s inima mea, pentru că în ele e cuvântul lui Dumnezeu explicat și accesibil tuturor. Asta e cartea de poezie. Reperele iubirii este ultima capodoperă a lui Dumnezeu, aventuri... Poți să și ții un pic așa să, către cameră să da. o vadă cei care aripi se uită. de iubire, să zburați pe aripi de iubire, că fără iubire suntem reci, suntem glaciari. De asemenea, aventuri pe croaziera de Tars sunt eseuri structurate, foarte scurte, adică se pot citi într-un minut, cu învățătură directă și în aceeași idee, deci asta este aventuri pe croaziera de Tars... Și uh, 100 de gânduri sub cerul României veșnice, asta am scris-o cu ocazia centenarului. Am în două și mai am și altele de eseuri, sunt uh, teme din Biblie care nu pot fi abordate la învon. Nu pot. Contextul e de așa natură. Și atunci profit de faptul că în privat Dumnezeu îmi dă libertatea asta să mă exprim și să taxez lucrurile care nu merg, să taxez abuzurile slujitorilor, să taxez deviațiile pe care le avem și care nu sunt scrise în Biblie. Și nu doar atât, să încurajez. Cărțile mele nu sunt axate pe rebeliune, pe critică, ci pe încurajare și pe expunerea într-un mod poetic și elegant a unor lucruri care trebuie schimbate în praxisul credinței și al vieții eclesiale. Atât de mult mi se așa, atât de mult îmi place titlul ăsta Arip de iubire. Da. E un volum de poezie. Ai putea să ne spui să ne reciți o poezie din uh, cartea asta sau măcar câteva versuri care sunt așa la inimă. Da. Care, să... pe care le iubești. Uh... Ce să zic, pe fiecare aș putea să o citesc toate sunt atâta de frumoase. Dar hai să citesc una dintre ele. Uh, uite de exemplu asta. Nădejdea de a uh, scrisă la 30 12, 2021. Eram într-un context așa mai așa mai deprimat cumva. că atunci este cele mai frumoase. Lor tu aduci zorii peste dealuri, prin harul tău vedem lumina. Era în zori oricum, era dimineața. Țintim eterne idealuri, chiar de aici vedem doar tina, știm. Râul are două maluri. Aici cenușă e efemeră, durere, lacrimi și suspine. Ne stingem în propria sferă. Dincolo, albia e fină, nisipul este cristalin și veșnicia e lumină disloci din infinit speranța, ne umpli sufletul de pace, iar prin lumina mântuirii e mai frumoasă dimineața. Simțim răcoarea nemuririi când printre ani se stoarce viața. Tot ce-i frumos, curat și dulce se leagă numai de Isus. Tot ce răvnim cu bucurie să ni se aducă din înalt, tot ce-i belșug și bogăție e de pe malul celălalt. Vă las în urmă timp și spațiu, eu navighez spre alte sfere. Cerul îmi dă belșug de pace și bucurii fără măsură, ce voi îmi dați sunt doar chimere. Tu smulgi din beznă răsăritul și soarele dizolvă ceața, când e aproape asfințitul, când e amurg la orizonturi și simți că ți se scurge viața de a împodobit credința, atunci va înflori speranța. Îți mulțumesc ție, Părinte, pentru divina înfiere. Când la Golgota am spus da, s-a dus și frica de întuneric, de iar moartea e fără putere. Sunt neclintit în fața gropii doar prin nădejdea învierii. Ce frumos! Da, încerc Anvierii. să ies din stările astea prin autosugestie, prin credință și prin uh, eu și foaia, eu și telefon, Am avut un Motorola înainte de asta. Ăsta e Oppo telefon foarte bun. Și am scris pe el patru cărți. Scriu foarte mult pe telefon. Am un program foarte fain în Word am un blog la care scriu, poate și asta ajută pe cei care vor să ne, să mai dea de noi onisimbotezatul.blog. Se pot și abona și acolo scriu aproape zilnic. Acum am început un proiect de la intrarea domnului Isus în Ierusalim, o carte care se va chema Săptămâna mare toate evenimentele din săptămâna mare și toate arătările lui Isus după înviere până la înălțare. Și voi cuprinde evenimentele cheie. Deja are vreo 60 de pagini, mai am un pic de scris. Da? Mult succes! Aș vrea să te întreb de unde am putea să cumpărăm cărțile. Pentru cei care ne urmăresc și o să-și dorească cărțile tale, da. pe ce editură pot să intre ca să le achiziționezi? Uh, drepturile de autor sunt ale mele. Deci pot să ia legătura cu mine pe Instagram Onisim Botezatu, așa cum scrie pe carte, pe Facebook la fel Onisim Botezatu, dar unele dintre ele sunt și la alte librării. Trebuie să vorbesc cu editura să văd că mi-au scris oameni pe Facebook și pe Messenger și pe Instagram că au scris la edituri și nu mai aveau stoc. Și trebuie să realimentez stocurile la la uh, librăriile din țară. Dar unele dintre ele se găsesc uh, la majoritatea librăriilor din, din țară uh, unde le-a trimis, dar uh, pot să-mi scrie și mie și le pot găsi. Soția mea să mai ocupă cu coletele astea prin poștă, prin... Da. Mai ales că scopul este acesta, unul nobil pentru construcția bisericii. Mulțumim mult! De cei care doriți cărțile, îi scrieți pe pagina de Facebook, Instagram, uh, pe blog, și acolo, da, sigur, și acolo se poate. Onisim botezat, tu acolo puteți să luați legătura cu fratele Onisim și să îi luați cărțile. Frate Onisim, mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi și să ne spuneți aceste experiențe. Cu adevărat, eu sunt mai îmbogățit și cu siguranță și cei care ne urmăresc. Mă bucur, mă bucur. Pentru puțin, onoarea a fost de partea mea, adică și de partea mea. <laughs> Dumnezeu să-ți dea har în tot ceea ce faci. Și vouă prin lucrarea voastră.